Dragi frați, am intrat cu toții într-un an nou islamic. Am intrat într-un an nou islamic zilele trecute. Cum bine știm cu toții, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, în viața lui nu a existat un calendar islamic, calendarul islamic în timpul companionului Omar. Când a devenit el calif, atunci când a fost nevoie de registre, de înregistrări, de date, au simțit nevoia folosirii unui calendar, prin care toată lumea se știe când ia salariul la sfârșit de lună, angajat și așa mai departe. Atunci au căzut de comun acord, companionii s-au unit și au hotărât să aleagă un calendar. Și au ales calendarul Hijri, pe care, cum bine știți, calendarul Hijri, care are tot 12 luni, e mai scurt ca cel miladii, de care vorbim, cu 11 zile, de cel gregorian, 10-11 zile, o diferență mică, și de aceea vedem că anual, de exemplu, Ramadanul înaintează 10-11 zile. Calendarul islamic, când s-au hotărât companionii, în timpul califului Omar, să aleagă calendarul islamic, au ales, au stabilit și a trebuit să aleagă anul 0. Anul 0, anul din care să pornească, data din care să pornească calendarul islamic, la care aici au fost mai multe păreri. Unii au spus să înceapă calendarul islamic cu emigrarea profetului din Mecca la Medina, alții au spus să înceapă calendarul islamic cu nașterea profetului, alții au spus cu prima zi în care a primit revelația. Au fost mai multe opinii, dintre care a fost aleasă opinia emigrării profetului sallallahu alaihi wasallam de la Mecca la Medina, hijra. Dacă ne uităm, pentru noi, poate hijra este cea mai slabă opțiune, din punctul nostru de vedere, dintre celelalte. Nașterea profetului, revelația, prima dată când a primit revelația, noaptea de Isra și Miraj, miracole importante. De ce au ales hijra? De ce au ales hijra? Pentru că hijra este cel mai important eveniment, într-adevăr. După hijra s-a pus temelia țării islamice, statului islamic în Medina. După ce au emigrat companiile din Mecca în Medina, deja în Medina a devenit teritoriu islamic, țară islamică. Au pus temeliile, profetul sallallahu alaihi wasallam a construit prima moschee, nu? În islam, au făcut prima piață, economie islamică. Abia acolo s-au pus temeliile, s-au clădit, da? S-au pus primele cărămizi pentru întemeierea unei țări. Și de aceea, companionii au căzut cu toții de comun acord să fie hijra. Iar hijra, din punct de vedere islamic, este de două feluri. Este hijra, emigrarea fizică, de care fiecare musulman are obligația, să-i spunem, sau datoria de a o face, în clipa în care, în țara în care ești, nu poți să-ți interzice rugăciunea, postul, nu mă știu, atunci soluția este emigrarea. Te duci către o țară în care să fii liber, să poți să-ți trăiești, să-ți practici religia, convingerile religioase. De aceea companionii, când au emigrat, prima dată au emigrat din Mecca către Etiopia. Aceea a fost o scăpare, adică să fugă de presiunea din Mecca, dar Etiopia nu a fost nu s-a întemeiat o țară islamică acolo. Aceea a fost o emigrare. Pe când emigrarea din Mecca către Medina, profetul sallallahu alaihi wasallam i-a obligat pe musulmani să emigreze, să se adune. De ce? Pentru că acum aveți un loc în care vă adunați, aveți o țară și trebuie ca fiecare dintre voi să participe fizic, știu eu, din orice punct de vedere, pentru întemeierea și pentru a întări această țară. Și de aceea, aceasta este primul fel de emigrare. Emigrarea fizică, da? Și mai este emigrarea spirituală, pe care cu toții trebuie să o practicăm. Profetul sallallahu alaihi wasallam spune într-o relatare: El muslimune, men selim el muslimune min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru men hajara ma neha Allahu anhu. Musulmanul este acela de mâna și gura căruia toți cei din jurul lui sunt în siguranță, adică nu face rău celor din jurul lui. Și muhajir, cel care emigrează, este cel care emigrează de ceea ce Allah a interzis. Părăsește ceea ce Allah a interzis.
Da? Stai într-un grup de prieteni și încep toți cu glume, cu nu știu ce, vorbesc de vrute și nevrute. Lucruri care contravin concepții și convingerilor tale religioase. Vorbesc de religie, bagiocoră, trebuie să părăsești locul. Ai un grup de prieteni care nu fac rugăciunea, toată ziua stau, beau, nu mai știu ce, părăsește anturajul ăla. Este îndatoria unui musulman, pentru că tu stai cu el. Eu nu beau, dar stau cu ei și vorbesc și încerc să-i conving. Încerc o zi, două, trei și a patra zi te văd cu paharul în mână. Într-adevăr, dacă reușești, dacă ai un cuvânt de spus, stai cu ei. Dacă nu, trebuie să părăsești. Profetul sallallahu alaihi wasallam, ce ne spune? Acela dintre voi care vede un rău să-l îndrepte cu mâna lui. Dacă nu poate cu limba, dacă nu să-l urească din inimă. Nu mai stai acolo. Oameni care nu-ți aduc aminte de rugăciune, care nu te lasă face rugăciunea, te iau un bagiocoră, îi părăsește, nu mai sunt prieteni. Un prieten te respectă, cu convingerile tale, te acceptă cu totul. Câți dintre credincioși au ajuns să consume alcool și să fumeze și alte prostii și droguri și așa mai departe, dar ca să nu se facă de rușine față de prietenii lui, de anturajul lui. Da? Că tu bei suc, ești copil încă. Ai trecut de la lapte la suc? Dacă erai bărbat, bea alcool, zice. Ha? Știam bagiocoră. Allah să ne ferească. De aceea ne uităm în tradiția profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Acel om care a omorât 99 de suflete. Știți cu toții relatarea. A venit un om care ucisese 99 de oameni. A venit, a intrat într-o moschee, mă rog, într-un templu, loc de rugăciune. L-a văzut pe un om care se ruga acolo, a spus, ăsta e credincios, ăsta îmi răspunde la întrebare. S-a dus și l-a întrebat, a spus, eu am omorât 99 de suflete. Oare Allah, Dumnezeu, mă iartă? S-a uitat la el, ai omorât 99 de oameni, cum să te mai ierte? Păi tu ești criminal în serie. Cum să te ierte Allah? La care s-a supărat? 100. A completat 100. Apoi s-a dus, s-a căit. S-a dus și a căutat răspuns la un savant. S-a dus la un om care cunoștea religia. Și a spus, uite, eu am omorât 99 de oameni, m-am dus la întrebat pe unul care se ruga la moschee, mă rog, mi-a spus că Allah nu mă iartă, l-am omorât și pe el, a făcut 100. Am completat 100. Oare mai există căință pentru mine? Allah mă iartă? Și a spus savantul, bineînțeles, savantul. Allah este iertător, iartă! Allah te iartă. Dacă te întorci cu inima deschisă la Allah, Allah te iartă. Că dai socoteală pentru față de oamenii aceia, ai altă întrebare, altă socoteală. Dar Allah te iartă. Și omul când a auzit s-a bucurat. Dar ce a spus savantul? Nu e suficient. Stop. Allah te iartă. Dar părăsește locul în care ești. Hijra. Emigrare. De ce? Toți în comunitatea în care trăiești te știu de criminal. Toți când trec pe lângă tine fug de tine. Toți de la distanță o să arunce cu pietre în tine, o să te jignească, o să te... și te aduc, te obligă, te forțează să completezi numărul 101, 102, 103, 104, să mergi mai departe. Te aduce la vechiul comportament, vrând de vrând. Pentru că oamenii ăștia sunt cei care te-au pus în situația să omor 99 de suflete. Ei te-au pus. Și ei te vor aduce în situația în care să completezi, să-ți vezi de drum mai departe. Și a spus, părăsește locația și du-te către locul cu tare, pentru că acolo sunt oameni cu frică de Allah. Lasă anturajul ăsta vechi și du-te către un loc nou în care oamenii să-ți amintească de Allah. Când stai cu ei să vorbești de Allah, de iertarea lui Allah, da? Ca să poți să depășești și tu din punct de vedere psihic acest obstacol, această barieră, această greutate, situație grea prin care treci. Și pe drum, când se îndrepta către acea noua locație, a murit. Spune profetul sau bine, e o relatare lungă. Eu încerc să o scurtez, pentru că timpul nu ne permite. A murit și au venit îngerii iadului să-l ia către iad. A spus, omul acesta a omorât 100 de oameni. Și au venit îngerii raiului să-l ia către rai. A spus, acest om s-a căit, Allah i-a iertat toate păcatele și a murit cu pagina albă. Fără de păcat. După ce l-a iertat Allah. Și când discutau între ei, a venit Allah subhanahu wa ta'ala, a trimis un înger să judece între ei. Și a spus, stați, nici voi, nici voi. Măsurați.
Măsurați distanța de unde a pornit până în punctul în care a murit și din punctul în care a murit până unde vrea să ajungă. El a lăsat păcatele, a lăsat zona infectă către o zonă curată. Dacă e mai aproape de locul din care a plecat, luați-l către iad. Dacă e mai aproape de locul în care intenționa să ajungă, luați-l către rai. Au măsurat și era mai aproape, subhanallah, cu un pas de locul în care intenționa să ajungă. Și l-au luat îngerii raiului. De aceea, emigrarea, profetul sallallahu alaihi wasallam spune într-o relatare, după ce a emigrat de la Mecca la Medina, a spus, nu mai există emigrare începând de azi. De ce? Pentru că acum gata, musulmanii au un țărâm al lor. Nu mai pleci de acolo, acolo stai. Dar emigrarea de păcate va rămâne până în ziua de apoi. Ori de câte ori ești într-un mediu, într-un domeniu, într-o societate, într-un grup, într-un anturaj în care nu te simți în largul tău, în care nu poți să-ți practici religia, în care sunt oameni care te trag în jos, nu te ridică, părăsește-i. Fă curățenie și du-te într-un loc în care te simți bine. Du-te într-un loc în care să te simți bine. Pentru că anturajul, din păcate, în ziua de azi, anturajul distruge. Și nu numai în ziua de azi. Întotdeauna așa a fost. Uitați-vă la copiii noștri. Se duc la școală, copil foarte, n-auze nimic și se întoarce cu... A? Intră într-un anturaj greșit. Allah să ne ferească, ajung și la droguri, și la alcool, și la toate prostiile. Cum se strică copiii? Părintele nu îi spune copilului acasă. Ia fumează, ia bani de țigări, ia du-te, consumă, știu eu, droguri și așa mai departe. Niciun părinte nu spune copilului. Dar în curtea școlii, în anturajul lui, asta vede. Și din păcate astea sunt, da? Se umflă aceste lucruri, sunt și vedem cum se strică copiii. Copil bun, dar se strică. De ce? Datorită anturajului. O vedem pe pielea noastră. Când stai cu un grup de oameni care vorbesc de Allah, vorbesc de religie, credința crește. Când stai cu un grup de oameni care îi vezi pe toți că hai să cumpăr și nu știu ce, hai să fac și nu vorbesc de Allah, numai bani, case, afaceri, comerț și așa mai departe, te ia valul și pe tine încolo. Acesta este omul. Omul a fost creat slab. De aceea, pentru a rămâne puternic într-o credință, pentru a-ți proteja credința, trebuie să-ți cauți și un anturaj care să te ajute. Care să te ajute într-o credință. De ce anumite persoane când se îmbolnăvesc, le izolează, le duc și le ducem și le internăm în spital? De ce? Ca să scoatem din anturaj. Pentru că el acolo nu o să se facă bine. Chiar dacă îi dai tu tratament, pastile la timp, el tot o să continue cu obiceiurile urâte pe care le avea dinainte. De ce? Pentru că în tot mediul acela asta vede. La fel și copiii. Și noi la rândul nostru facem ceea ce vedem în jurul nostru. Allah, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam spune: "Kullu mauludin yuladu 'ala fitra." Fiecare copil când se naște, se naște într-o naturalețe. Da? E curat, e pur. Însă mediul în care trăiește este cel care mai târziu îl strică. Este cel care îi impune, convinge, fă așa, drege așa. Da? Rar mai găsești într-o familie în care și mama și tata au probleme, sunt hoți, mincinoși și așa mai departe, să iasă un copil serios. Rar, pentru că el asta vede din start. De când s-a născut în casa asta, a văzut. Este lăudat, este aplaudat când minte, când e șmecher, când e combinator, când e descurcăreț. Și când e sincer, e luat de prost. Allah să ne ferească. De aceea, emigrarea a fost aleasă pentru că este cel mai important lucru care s-a întâmplat în istoria islamului. La fel și emigrarea rămâne... Da? Emigrarea spirituală trebuie să rămână întotdeauna, da? O alternativă pentru noi. Când vezi că într-un mediu nu te simți bine, părăsește, du-te cu oameni care să-ți vorbească de credință, să-ți vorbească de Allah, să-ți aducă aminte de rolul pe care îl ai în această lume. Fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre cei care întotdeauna tindem, căutăm mulțumirea lui Allah subhanahu wa ta'ala, întotdeauna bună mai presus de toate, mulțumirea lui Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah.